suficient, spun eu, să vedeți lucrările, să stați câteva minute în fața lor, în fața fiecare și să încercați să completați ceea ce vedeți cu ceea ce simțiți. Pentru că opera de artă este formată din ceea ce vedem pe de o parte și ceea ce înțelegem pe de alta, niciodată ceea ce înțelegem nu se confunde cu ceea ce vedem. De altfel, cred că și viața se întâmplă la fel. Totuși, aș vrea să adaug, pe lângă faptul că le mulțumesc prietenilor mei și sunt prieteni de zeci de ani, ne știm și ne știm foarte bine, ne prețuim și știm de ce ne prețuim, datorită valorii. Și hai să spun, valorii românești, datorită valorii bănățenilor, și datorită valorii Dumnezeului. Pentru că noi nu facem altceva decât să ne situăm în acest spațiu cultural de excepție care este Banatul și despre care poate nici noi, bănățenii, n-am vorbit suficient. Deși mai e timp și încă mai sunt lucruri care trebuie vorbite. Da. Interpretările. De fapt, la asta mă și aștept cursul universitar care mi-a plăcut cel mai mult mie, deși era titular pe istorie, arte universale și universale și românești, a fost teoria simbolului. Aș putea spune că și nu numai în aceste desene, pardon, scuzați, în acest desen, care am pus bazele în 1989, când am fost aici, în Galeria Proarte, expoziția studii de echivalare, când am încercat să echivalez imaginea desenată cu imaginea din poezie. Atunci am văzut că lucrurile nu sunt așa cum am așteptat eu, pentru că sunt limbaje total diferite. Și spun lucrurile, totuși, așa cum de aceea am și reluat. Am reluat după atâția ani, acum 2 ani am reluat și am început această serie de lucrări. Nu ascund din pur sufletesc. Am ajuns la concluzia că e timpul după o viață întreagă în care a făcut ce mi-a zis rațiunea, și am văzut ce a trebuit să dau frâul liber sufletului. Ei, am greșit-o și de data aceasta, așa cum greșim noi întotdeauna când ne punem la bătaie întreaga ființă, dar sunt mulțumit și am văzut că în interpretare. Eu am acceptat foarte multe cursurile mele pe interpretarea operei de artă și am și scris o serie de cărți sunt tocmai pe această problematică. Înțelegerea. Nu m-am temut că ceea ce fac eu este inaccesibil. Nu m-am temut nicio clipă. Am făcut așa cum am simțit și cum am gândit. Deci, așa cum am simțit și am gândit, asta este ordine. Întâi am simțit și după aia m-a venit mâna, care este fundamental. Lucrările de aici
sunt într-adevăr ale sufletului și ale spiritului, ale minții. Da. Dar și rezultatul mâinii. Și mă bucur că în alte lucrurile stau așa. Vrând nevrând, mâna ne este mai apropiată decât mintea. Sigur, mintea este cea care dirigează și spune mâinii ceea ce face. Ori și în lucrările mele, lucrurile stau la fel. În privința și s-a observat foarte bine aici și doamna Luminița Varnăi Vărbulescu și domnul Costa Tejiviță au observat foarte bine ceea ce am intenționat eu în aceste lucruri. Lucrurile stau foarte simplu. Am pornit de la cosmogonie, adică am pornit de la ideea cea mai generală a filozofiei, a religiei și a culturii, care este cosmogonia. După aceea am venit spre mitologie, particularizată pe diferitele personaje mitologice. Sigur, tot ceea ce exprim integral imaginea este alcătuită din simbol. V-am spus că m-am împotrivit de simbolistică, numai. Dar de altfel nu numai eu, ci și dumneavoastră. Gândiți-vă foarte bine că nu trăim în altă lume decât într-o lume de simbol. Și atunci, ceea ce am vrut să exprim, am exprimat prin simbolul figurativ, cum este ochiul, copacul, așa și de asemenea, mai pot? Și de asemenea, non-figurative, cum este triunghiul, pătratul, și sigur că fiecare dintre ele au o încărcătură extraordinară, nici nu le dăm seama. Ce mare încărcătură de semnificație există în aceste simboluri, care vine de parte, vine la începutul, lăsați-mă să spun lucrul ăsta, vine la începutul lor. Eu sunt mulțumit pentru că am venit acasă cu această expoziție și în această expoziție au venit prietenii mei. Pentru Dumboș, sigur că întâi am fost la Timișoara, că aveam și acolo o datorie în privința artei. Și acolo, la fel ca și aici, toată lumea mă știa teoretician. Acum am furnizat și o surpriză. Toată viața n-am fost doar o surpriză. Acum am avut o surpriză și eu. Cam așezat peste teoria pe care am practicat-o în atâtea cărți și atâția ani și la universitate, în cursuri, am așezat lucrări. Nici nu îndrăznesc să despun lucrări de artă, dar oricum suntem în artă. Vreți, nu vreți, suntem într-o galerie de artă și vreți, nu vreți, lucrările mele sunt desen. Și asta, dacă zice doamna Luminița, care m-a contrazis în permanență, că este vorba de altă, iată, cedez acum. Cedez și acum. Mulțumesc! Un moment la mine, dar să astăzi le-ai sugerat și am mai discutat și profit de faptul că se află doamnă consilier aici, vis-a-vis de referea galeriei. Nu. Există opinia că această galerie s-a numit Galeria Proarte și acum se numește Galeria. Galeria, nu. Da. Deci, rugăm, dar să revenim la Galeria Proarte. Așa am știut-o din totdeauna. Eu nu Vreau să spun, fiindcă n-am făcut o persoană, vreau să aduc argumentele
culturale și de bun simt, eu, profesor universitar, artist, ce vrei să mă poate? Boldurean, că sunt născut la Bolduri, din Bănățan. Galeria Pro Arte, așa s-a numit de la începutul, are peste 35 de ani vechime. În această galerie, această galerie are o tradiție deosebită. Poate numai Heliosul din Timișoara are mai multe și mai valoroase expoziții de cât au fost la ProArte. Toată lumea știe că este vorba de ProArte. Și de asemenea, este o tradiție. Trebuie să ținem la tradiție. N-avem voie să dăm cu piciorul, cam așa de bine nouă. Sau nu știu, voi, de la prima dată. Lăsați-mă să termin și după aceea, oricum, eu o să dau drumul la o campanie de prețe, pe așa ceva, pentru că este inadmisibil să se mai întâmple încă o crimă culturală în Dăbor, după cele care au fost, cu fața muzicii și cu fața personalităților. Înțelegeți, chiar dacă sunteți mai tineri și chiar dacă aveți funcții, înțelegeți că sunteți obligat față de tradiția Lugojului. Dumneavoastră veniți și plecați, Lugojul rămâne, tradiția rămâne, trebuie să țineți la ea. Vă rog să mă scuzați, m-am aprins, dar sunt lucruri, dacă doamna Dominița nu ar fi adus vorba, eu voiam să le spun de multă vreme și să le scriu. Și cu întregul meu prestigiu, o să mă lupt pentru asta. Eu știu ce înseamnă galeria ProArte. În doamna consilier, în țara aceasta există zeci și zeci de galerii ale municipiului. O galerie ProArte nu există decât în Lugoj. După cum, o galerie Helios nu există decât în Timișoara. Vă rog frumos, dacă ați ajuns și ați fost aleși în fruntea unei comunități, respectați orașul și respectați comunitatea.